Senatorul Ion Iordache a venit cu propunerea înființării unui departament de consultanță pentru atragerea fondurilor europene, sprijinind astfel cele 5 grupuri de acțiune locală din județul Gorj. În acest sens, se va înființa o nouă asociație care va cuprinde grupurile de acțiune. Ion Iordache spune că deja a stabilit un calendar al întâlnirilor, iar săptămâna viitoare, fiecare va trebui să vină cu sarcinile rezolvate. Președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu, și-ar fi asumat că va pregăti un cadru de statut, iar ceilalți membri vor discuta cu primarii localităților. Scopul asociației nou înființate va fi în principal facilitarea absorpției fondurilor europene, dar și creșterea sumelor acordate. Împreună vrem să punem bazele unei asociații care să se ocupe de coordonarea unor departamente de consultanță pe fonduri europene la nivelul județului Gorj. Este vorba de 5 departamente care să funcționeze pe lângă sau în zona galurilor respective. Vrem să obținem prin înființarea acestor departamente o mai bună absorpție a fondurilor europene, consultanță pentru cetățeni, pentru agenți economici, pentru autoritățile publice locale. Și astăzi am stabilit primii pași ai înființării acestei asociații. Acesta s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții galurilor, care s-au arătat încântați de propunerea venită de la senator. La ședință au participat și Cosmin Popescu, dar și senatorul social-democrat Cristinel Rujan. Primarul din Bustuchin, Ion Ciocea, spune că noua asociație de dezvoltare va aduce cât mai mulți bani europeni și va rezolva problema comunităților. Asta este venită întâmpinarea ca să ne grupăm cei cinci și împreună cu această asociație de dezvoltare pe care am gândit-o dumnealui și cu domnul Cosmin Popescu, chiar dacă l-am criticat altă dată, acum vreau să-i apreciez gestul că n-a ținut cont de culoarea politică și ține cont de funcția pe care o deține, ca împreună să ne unim și să ne punem în gaură și să aducem banii europeni cât mai mulți. Asta ce ar însemna că a rezolvat problema comunităților și ar fi o dezvoltare și un plus adus județului Gorj, așa cum spunea și domnul senator României, și nu am mai fi criticat că nu atragem fonduri europene. Și primarul orașului Turceni consideră investiția ca fiind binevenită. Cristina Cilibiu este de părere că prin această investiție se vor crea noi locuri de muncă pentru gorjeni și astfel aceștia nu vor mai fi nevoiți să plece din județ. Este important în momentul de față să putem, prin fonduri europene, să susținem cât mai mulți privați, să susținem mediul de afaceri, să se creeze un incubator al afacerilor, oamenii să capete încredere și totodată noi să le putem oferi acest sprijin de care ei au nevoie pentru a obține fonduri și a putea crea locuri de muncă puțin cu puțin pentru a putea dezvolta acest județ. Președintele grupului de acțiune locală Parâng spune că există dorință de muncă și speră că în cel mai scurt timp să apară și roadele. Cred că pe viitor avem dorință fiecare dintre noi să muncim. Deja ne-am creunat fiecare ce avem de făcut în perioada următoare. Sperăm în cel mai scurt timp să se vadă și roadele acestei noi întâlniri, acestei noi demersuri pe care dorim să le inițiem. Una dintre soluțiile pentru redresarea economică a României și implicit a județului Gorj este atragerea fondurilor europene.